Colonelul Cătălin Paraschiv, șeful brigăzii speciale a jandarmeriei, a fost convocat la parchetul general în dosarul violențelor din 10 august. Ofițerul a refuzat să spună dacă s-a dispus sau nu urmărirea penală împotriva sa. A menționat doar că nu are niciun statut în anchetă momentan. Vă asumați riscul de a răspunde și penal? Mi-am asumat riscul în momentul în care mi-am corupt oamenii, fără niciun fel de problemă. Omul în alb a evitat să spună și dacă violențele jandarmilor din Piața Victoriei au fost sau nu justificate. A fost o intervenție justificată din punctul de vedere al agresivității forțelor de ordine, mai ales... Dacă dumneavoastră m-ați văzut pe mine că sunt agresiv, aveți perfectă dreptate. Nu pot să dau nicio declarație. Pe parcursul anchetei bănuiesc că parchetul sau, dacă e cazul, avocatul meu va da declarațiile necesare. Întrebările către colonel au curs una după alta, dar omul în alb a rămas ferm pe poziție. Ați declarat la un moment dat că oamenii dumneavoastră nu au rănit pe nimeni. Vă mențineți așa declarația? Au fost și bâlbe ale forțelor de ordine, plecând poate chiar de la ordinele ce s-au dat. Excelență, n-aș vrea să se rănească vreunul din dumneavoastră. Vă rog. Și totuși, de ce a fost chemat colonelul la parchetul general? Miza audierii colonelului Paraschiv este în acest moment aflarea sursei care a anunțat că sunt în Piața Victoriei doi jandarmi uciși. Acesta este și motivul invocat de colonel pentru abuzurile făcute de oamenii legii. Acum însă procurorii trebuie să afle adevărul și să spună de unde au pornit toate aceste intoxicări cu informații. Colonelul Paraschiv, despre care martorii oculari spun că ar fi coordonat intervenția în forță a jandarmilor în Piața Victoriei, a fost surprins în timp ce îi spunea unui protestatar că au fost omorâți jandarmi. Colonelul Paraschiv apare și în preajma unui jandarm care lovește cu bastonul în față un protestatar cu mâinile ridicate. Și același colonel Paraschiv a fost și cel care a smuls și a distrus telefonul unui jurnalist în timpul protestelor din 10 august. A negat însă incidentul. Că eu sunt în desfășurarea unei acțiuni operative și ziaristul vine și îmi pune microfonul sau camera când eu trag cu arma sau eu fac un cătușar, nu mi se pare normal nici asta. Dacă îi smulgeam telefonul, de unde mai avea imagine cu mine? Că el a transmis niște imagini până la un moment dat. Comandantul brigăzii speciale a declarat recent că nu a fost la prima acțiune de restabilire a ordinii la care a participat în civil. În 2012 și-a coordonat oamenii în Piața Universității la protestele în urma cărora Emil Boc a demisionat din funcția de premier. Numărul plângerilor penale înregistrate la parchet în privința violențelor din 10 august a ajuns la 651. Unele dintre acestea îl vizează și pe colonelul Paraschiv, dar și pe înalți oficiali ai statului român și ai jandarmeriei române. Scenă de groază într-un serviciu auto din localitatea Moțăieni, județul Dâmbovița. Un bărbat i-a atacat pe angajați cu o rangă. Atenție, urmează imagini și detalii care vă pot afecta emoțional. Scena de agresiune din serviciul auto a fost surprinsă de camerele de supraveghere montate de patronii companiei. Imaginile arată cum un bărbat de 39 de ani înarmat cu o rangă îi atacă pe angajați și chiar îl lovește pe unul dintre ei. Înainte, i-a alergat pe mecanici prin curtea firmei câteva minute ca să îi intimideze și să arate că forța este de partea lui. Martorii oculari ai agresiunii au sunat la 112. Bărbatul rănit a fost dus imediat la spital. Omul are nevoie de 25 de zile de îngrijiri medicale, potrivit mass media. Bărbatul cu ranga s-a ales cu dosar penal pentru loviri și alte violențe. Continuă sfidarea din partea guvernanților. Premierul Viorica Dăncilă le-a luat apărarea jandarmilor după violențele din seara de 10 august. Șefa executivului a declarat că nu ar exista probe concludente împotriva forțelor de ordine. Asta în ciuda imaginilor incredibile în care oamenii nevinovați erau bătuți cu bestialitate și gazați. Unii încearcă, din motive strict politice, să alimenteze această spirală a conflictului care să scindeze și mai mult societatea. Există tendințe ca această scindare să fie una iremediabilă, iar evenimentele violente din 10 august au demonstrat acest lucru.
Dăncilă se plânge că după violențele din 10 august a început un asalt asupra celor care i-au brutalizat pe protestatarii din Piața Victoriei. În opinia premierului, nu ar exista probe concludente împotriva jandarmilor. Prima țintă este jandarmeria, dar sunt și alte instituții care sunt luate în acest colimator. Consider că o persoană sau o instituție poate să fie acuzată doar în baza unor probe concludente. Așadar, cei peste 400 de oameni răniți în noaptea de 10 august nu au impresionat-o prea tare pe șefa guvernului. Aceasta a acuzat și opoziția că vrea să preia puterea prin mijloace nedemocratice. Apelul meu la toți miniștrii, dar și la toți șefii instituțiilor din subordine, este să evite această spirală a conflictului în care încearcă să ne atragă cei care nu au fost capabili să câștige puterea în alegeri și care acum încearcă să dobândească această putere prin alte mijloace nedemocratice. Viorica Dăncilă îl somează pe Klaus Iohannis să convoace CSAT. Rectificarea dorită de Dăncilă prevedea tăieri masive de la președinție și servicii. Fără avizul CSAT, acest lucru este însă imposibil, așa că guvernul se află la mâna șefului statului. Din păcate, președintele României nu a găsit deschiderea sau poate nu a avut timp să convoace Consiliul Suprem de Apărare a Țării pentru analizarea și avizarea primei rectificări bugetare. Guvernul a luat decizia de a cere președintelui României convocarea în regim de urgență a Consiliului Suprem de Apărare a Țării. Proiectul de rectificare bugetară a fost pus în dezbatere publică de Ministerul Finanțelor în data de 6 august. Imediat însă, mai mulți membri ai guvernului, în frunte cu premierul Dăncilă, au intrat în concedii, astfel că rectificarea a fost amânată. Administrația prezidențială a criticat însă dur proiectul de rectificare. Președintele României consideră că rectificarea bugetară anunțată reprezintă o încălcare grosolană și o încercare de a bloca prin constrângeri bugetare activitatea unei instituții fundamentale. Consecințele sunt grave asupra acțiunilor președintelui României și implicit a reprezentării statului român. Bugetul președinției ar urma să fie redus cu peste 11 miliarde de lei. Recent, ministrul de finanțe Eugen Teodorovici a susținut că avizul CSAT nu este necesar pentru a face rectificarea. La scurt timp, a realizat că a comis o gafă deoarece, potrivit legii, avizul CSAT este consultativ, dar obligatoriu în cazul rectificării bugetelor instituțiilor din domeniul securității statului. Nici o ședință fără vreo gafă de exprimare, Viorica Dăncilă a venit hotărâtă să le ia apărarea jandarmilor și să îl atace pe președintele Klaus Iohannis, dar la final s-a făcut din nou de râs. Dăncilă a confundat aprobarea unui proiect cu abrogarea. În ceea ce privește învățământul antrepreșcolar, mai exact pentru copiii sub 3 ani care se află în creșe și grădinițe, începând cu viitorul an școlar, respectiv 2019-2020, finanțarea de bază va fi asigurată de la bugetul de stat, după metodologia Ministerului Educației Naționale. Această modificare atrage după sine abrogarea sau aproparea, mai bine spus, abrogarea sau aproparea, mai bine spus, a unui plan de școlarizare. Autorul triplei crime din Satul Mare își va petrece tot restul vieții după gratii. Răzvan Rentea, bărbatul care a îngrozit România după ce și-a ucis mama, tatăl și bunica, a fost condamnat la închisoare pe viață. Condamnul pe inculpatul Rentea Răzvan Mircea, odată de persoană cuprinsă în prezentul dispozitiv, pentru săvârșirea infracțiunii de omor calificat, la pedeapsa de detenție pe viață,
Judecătorii Tribunalului Satu Mare au pronunțat sentința în cazul triplei crime de la APA, în care Răzvan Rentea este inculpat pentru uciderea părinților lui Niculina și Gheorghe Rentea, respectiv a bunicii materne Viorica Apan, în luna noiembrie a anului trecut. Decizia a fost luată după ce procurorii din cadrul parchetului de pe lângă Tribunalul Satu Mare au solicitat instanței pronunțarea unei pedepse cu închisoare pe viață sub aspectul săvârșirii infracțiunii de omor calificat. Răzvan Rentea nu a fost adus în sală pentru a auzi sentința. Anchetatorii spun că, deși Răzvan Rentea neagă comiterea crimelor, probele directe și indirecte administrate în cursul urmăririi penale îl indică pe acesta ca fiind autorul triplei crime. Bărbatul și-ar fi omorât cele mai apropiate rude pentru bani, susțin surse din anchetă. El ar fi fost un împătimit al jocurilor de noroc și ar fi avut probleme cu banii. Te simți vinovat? Ești vinovat? Te-ai ucis pentru bani? Aveai datorii? Aveai datorii? După ce și-ar fi omorât bunica și tatăl în gospodărie, individul a fost surprins de camerele de supraveghere din oraș, în timp ce a mers să o ia cu mașina pe mama lui, care venea de la serviciu și pe care, spun criminaliștii, a omorât-o tot acasă. Răzvan Rentea a fost luat pe sus de polițiști, direct de la înmormântarea părinților și a bunicii, și condus la parchetul de pe lângă Tribunalul Satu Mare, acolo unde a fost audiat, iar ulterior reținut de către polițiști. Carmen Dan, schimbare la 180 de grade. Ministrul de Interne l-a reevaluat pe Radu Gavri, șeful de la Serviciul Omoruri din cadrul poliției. După ce a încercat de două ori să-l dea afară, ne amintim, pe acestea la începutul anului, Dan l-a avansat pe Gavri în postul de adjunct la Poliția Capitalei. Vă reamintim că Radu Gavri a fost inamicul public al ministrului după izbucnirea scandalului polițistului pedofil. Șeful de la Omoruri a înfuriat-o pe Carmen Dan și după ce a îndrăznit să critique legile justiției. Spun că aștept din partea serviciului Omoruri, pentru că aștept ca șeful acestui serviciu să facă un pas în spate. A așteptat cât a așteptat, după care s-a răzgândit. Carmen Dan nu mai vrea ca Radu Gavriș să facă un pas în spate, ci chiar l-a promovat pe acesta, adjunct al șefului Poliției Capitalei, unde va răspunde de activitatea judiciară. Asta deși la începutul anului Gavriș era scos țapii spășitor pentru scandalul polițistului pedofil. Carmen Dan îi cerea demisia acestuia, cu toate că Serviciul Omoruri nu a avut niciodată pe rol dosarul lui Eugen Stan. Motivul era însă cu totul altul. Gavriș îndrăznise să critique modificările aduse legilor justiției. De curând a fost condamnat, a fost trimis în judecată mai mult timp de parchetul Tribunalului București, un pedofil care timp de 6 ani de zile a acostat copii cu vârste cuprinse între 6 și 8 ani pe stradă și cărora le-a făcut diferite avansuri cu tentă sexuală. Marea majoritate a probelor, pe marea majoritate a faptelor, le-au constituit camere de supraveghere. Sunt martorul ideal perfect, obiectiv, spre deosebire de cei care percep ceva. A doua zi după acest interviu, ministrul de interne l-a criticat vehement pe Gavriș. Este un polițist care și-a exprimat un punct de vedere, repet, nu i-am dat eu acel mandat. Eu cred că rigorile acestei funcții impun o anumită reținere. Cred că polițiștii trebuie să se țină departe de sfera politică și, din punctul meu de vedere, atât timp cât și-a expus public o părere personală, fiind cunoscut ca un bun profesionist, ca un bun specialist, și-a adus singur un de serviciu. Între timp însă, Carmen Dan pare să-și fi schimbat opinia. Ministrul de Interne chiar l-a lăudat recent pe Gavriș după ce acesta a fost cel care a condus cercetările în cazul pistolului furat după protestele din 10 august. Vreau să adresez pe această cale mulțumiri celor care au coordonat activitățile de identificare a armei și, ca să înțelegeți, mulțumirile mele se adresează tuturor structurilor de poliție, pentru că această activitate se desfășoară într-o strânsă colaborare, dar și structurii de crimă organizată, coordonată de domnul Gavriș. Nu mai este șeful Jandarmeriei Române, dar a acceptat propunerea de a fi prim adjunctul acestei instituții. Vorbim despre Sebastian Cucoș, cel pe care ministrul Carmen Dan pare că îl vrea cu orice preț în vârful jandarmeriei. Cucoș se întoarce așadar la cârmele poliției militare, însărcinată cu ordinea și liniștea publică, din poziția de prim adjunct. N-am făcut decât să-mi iubesc țara. Și drapelul ăsta pe care eu am jurat și îmi păstrez jurământul, să cred în Dumnezeu și în camarazii mei. Toate aceste misiuni au fost alături de oamenii mei și sunt mândru de ei. Ministrul de Interne vrea
cu orice preț să-l mențină pe Sebastian Cucoș la conducerea Inspectoratului General al Jandarmeriei după ce acesta rămăsese fără funcție. Omul care a condus represiunile din 10 august a fost numit adjunct la jandarmerie la o săptămână după ce fusese înlocuit de Ionuț Sindile. Totul după ce președintele Klaus Iohannis nu i-a mai prelungit mandatul. Sebastian Cucoș avusese 3 runde de interimațiar, acum iată că revine în vârful instituției. Asta deși șeful statului spune că pentru un nou mandat ca lider al jandarmilor ar trebui finalizat înainte dosarul violențelor din 10 august. Pe 10 august 2018, la violențele din Piața Victoriei, Sebastian Cucoș a fost în sediul guvernului, deși la comanda operațiunii s-a aflat maiorul Laurențiu Cazan, potrivit mass media. Nu este exclus ca Sebastian Cucoș să fie chemat și în fața procurorilor militari pentru declarații în dosarul din 10 august. Explicațiile aduse de Sebastian Cucoș după proteste au fost halucinante. Jandarmii ăștia care au umplut tot netul sunt aceiași care au intervenit la inundații și care i-au scos pe oameni din zăpadă, ne spune acesta. Prea ne-am îmbrăjbit român contra român. Prea ne urâm unii pe alții. Haideți să ne așezăm un pic. Haideți să ne așezăm la calm, la moderație, la înțelegere. În ceea ce privește colegii mei, vă asigur că și-au făcut datoria. Vă asigur că oamenii în uniformă își merită respectul nostru și al dumneavoastră. Ministrii să mă lipsesc de gafele premierului Viorica Dăncilă. Un alt reprezentant al afacerilor europene, Victor Negrescu, susține că politicianul român interbelic Grigore Gafencu vorbea în anii 90 despre consolidarea Europei. Însă Grigore Gafencu s-a stins din viață cu mulți ani înainte, în anul 1957 mai exact. Inclusiv Gafencu a vorbit în anii 80-90 despre ce înseamnă această construcție comună și despre deschiderea către estul Europei. La o discuție despre formarea Uniunii Europene, ministrul pentru afaceri europene Victor Negrescu a vrut să se dea mare, dar a dat-o în bară rău de tot. Oficialul lui Dăncilă l-a adus în discuție pe ministrul de externe Grigore Gafencu din perioada interbelică drept personaj de notorietate care ar fi vorbit, atenție, în anii 80-90 despre construcția Europei. Grigore Gafencu s-a stins din viață cu 30 de ani înainte de perioada menționată de ministrul cabinetului Dăncilă, mai exact în 1957. Inclusiv Gafencu a vorbit în anii 80-90 despre ce înseamnă această construcție comună și despre deschiderea către estul Europei. Politicianul Grigore Gafencu nu a avut nicio legătură cu actuala Uniune Europeană, dar e drept că în exil a militat pentru federalizarea Europei, pentru ordinea europeană și pentru o unificare a întregii Europe. Grigore Gafencu a coordonat gruparea românească pentru o Europa Unită în anul 1948 cu scopul de a-i reuni pe toți românii din exil să-și poată exprima liber credința în ideea europeană. Grigore Gafencu a fost un om politic, diplomat și ziarist român. S-a născut în 1892 la Bârlad și a murit pe 30 ianuarie în 1957 la Paris. Inclusiv Gafencu a vorbit în anii 80-90 despre ce înseamnă această construcție comună și despre deschiderea către estul Europei. Continuăm și cu alte subiecte. Vedem în continuare cum Liviu Pop dă iar cu bâta în baltă. Fostul ministru al educației a comparat Statele Unite ale Americii, Germania, Austria și Olanda cu niște gândaci care invadează România. Luat la întrebări despre fotografia pe care o postase și în care apăreau gândaci în dreptul țărilor menționate, senatorul PSD a venit cu o explicație ilogică. A pus mesajul respectiv cu gândul la Iohannis, spune el, pentru ca acesta să demisioneze. Poza jignitoare realizată sub formă de hartă și postată de Liviu Pop ar fi legată de exploatarea gazelor naturale și de interesele strategice ale statelor străine în România. În acest context, în capul fostului ministru, harta țării noastre pare că e invadată de gândaci care reprezintă Statele Unite ale Americii, Germania, Austria și Olanda. Imaginea publicată de senatorul PSD îl mai înfățișează pe președintele partidului Liviu Dragnea, care spune stop, gazele nu pleacă gratis din România. Un fel de reinterpretare a vechiului slogan, nu ne vindem țara. În plus, pe hartă apare și imaginea președintelui Klaus Iohannis cu mesajul dur adresat cumva șefului PSD. Păi, te arestăm și tot îl luăm. Iohannis e de vină, a motivat senatorul PSD postarea sa, iar reacția sa ulterior a fost și mai halucinantă.
Nu am comparat pe nimeni cu gândaci. Nu reprezintă gândaci care invadează România. M-am uitat la poza domnului Iohannis, aceea mi-a plăcut foarte mult. Nu cred că e nevoie de o reacție din partea partenerilor strategici. Doamne ferește! Poate o reacție din partea președintelui Iohannis să-și dea demisia. Pur și simplu nu trebuie să fie jigniți. Gândacii sunt insecte pentru care să se simtă jigniți. Am pus imaginea cu gândul la domnul președinte Klaus Iohannis. Liviu Pop a mai spus că nu regretă postarea și că nu este nici măcar o eroare. Postarea lui Liviu Pop vine la o zi după ce colegul său de partid, deputatul PSD Nicolae Bacalbașa, a comparat protestele din 10 august cu conflictele din Fâșia Gaza și a stârnit astfel reacția promptă și extrem de dură a ambasadei Israelului la București. Apariție surpriză la parchetul general. Fostul vicepremier Gabriel Oprea a fost audiat astăzi. Politicianul nu a vrut să dea prea multe detalii despre dosarul care îl vizează. S-a mulțumit însă să precizeze că nu are legătură cu protestele din data de 10 august. La Ministerul de Interne cu un domn Șova. Așa. A fost cazul acela mediatizat că s-au copiat niște documente de la Ministerul de Interne și am dat declarația de mare. Instanța Supremă a hotărât redeschiderea unui dosar pe numele lui Gabriel Oprea. Decizia magistraților vine după ce pe numele fostului vicepremier a fost admis o plângere pentru abuz în serviciu, instigare la fals intelectual și instigare la abuz în serviciu. Reclamația a fost depusă chiar de către Mihai Șova, fost secretar general adjunct în cadrul Ministerului de Interne. Acesta susține că Gabriel Oprea ar fi fost implicat în emiterea unui raport al Departamentului de Informație și Protecție Internă și a unei decizii a Oficiului Registrului Național al Informațiilor Secrete de Stat. Este vorba despre documentele care au stat la baza deciziei de eliberare a lui Mihai Șova din funcție pe 15 ianuarie 2015. Decizia a fost luată după ce Mihai Șova a fost pus sub urmărire penală de DNA alături de Ingrid Mocanu, consilierea lui Gabriel Oprea, pentru folosirea de informații ce nu sunt destinate publicității ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informații în scopul obținerii pentru sine sau pentru altul de foloase necuvenite. De asemenea, Ingrid Mocanu i-a facilitat accesul lui Mihai Șova la documente confidențiale emise de către DNA care priveau două dosare penale aflate în curs de instrumentare. Judecătorii au decis ca procurorii să redeschidă ancheta. Gabriel Oprea a stat mai puțin de o oră în sediul parchetului general. La ieșirea de la audieri, fostul ministru de interne a făcut referire și la dosarul privind violențele din 10 august. Știu că este un dosar complex, știu că acum se administrează probe și n-aș vrea să spun pentru moment mai mult. Situație dramatică în România din cauza pestei porcine africane. De fapt, acesta ar fi și motivul real pentru care se vrea convocarea de urgență a CSAT. Guvernul este pregătit să declare stare de urgență pentru că boala a ajuns în 18 județe, inclusiv în București și județul Ilfov, iar în alte 12 județe învecinate s-au impus restricții de comercializare a cărnii de porc. Guvernul începe să-și dea seama de situația dramatică în care se află România din cauza pestei porcine și vrea să declare stare de urgență. Ăsta ar fi, de fapt, și motivul real al forțării convocării CSAT. Din informațiile noastre, acesta este motivul real pentru care a fost convocat CSAT. Pentru prima oară în istoria post-decembristă de către guvern și nu de către președinte și pentru prima oară pentru ceea ce îi numesc rectificare bugetară, virgulă, finanțarea combaterii pestei porcine. Rectificarea bugetară ar fi astfel doar un pretext. Pesta porcină a lovit deja în 18 județe, inclusiv în București și județul Ilfov, iar în alte 12 județe învecinate s-au impus restricții de comercializare a cărnii de porc, inclusiv în județul Telorman. Asta în condițiile în care acum două săptămâni erau doar 13 județe cu focare. Ce spune această hartă? O treime din România, o treime din țară, în număr de județe vorbind, 30 din 40 de județe sunt afectate. Vor fi practic confirmate oficial în câteva zile județele Giurgiu, Prahova, Dâmbovița, Ilfov și București ca fiind județe, da, sau în cazul Bucureștiului oraș evident, da, metropolă, care au focar de infecție. Specialiștii susțin că extinderea la nivelul țării reprezintă o chestiune de timp, nu de probabilitate, iar guvernul ar fi trebuit să se gândească de mult timp la asta. Ministrul Petre Daia și președintele ANSVSA, Geronimo Brănescu, sunt depășiți de situație și pe fondul acestei crize se va încerca trecerea ANSVSA în subordinea Ministerului Agriculturii, au explicat surse din ANSVSA. E posibil ca în CSAT guvernul să avanseze chiar și suspiciunea unei eventuale acțiuni bioteroriste care ar fi introdus și extins pesta în România. Însă, abia acum, ministrul agriculturii recunoaște că situația e extrem de gravă, dar tot cu jumătate de gură. Continuare. Stare de urgență, domnule ministru? Sigur.
Autoritățile susțin că apar noi focare de peste porcină pentru că nu toți respectă regulile sanitar-veterinare. Sunt deja mai multe persoane anchetate din această cauză. Am fost informat că în județul Ialomița prefectul a fost obligat să intervină, să facă dosare penale la cei care încalcă legea, că aici nu-i de joacă, cu sănătatea și cu viața. Liviu Dragnea a promis din nou mare acusarea, însă specialiștii sunt sceptici în privința acestuia. Liderul PSD se laudă că guvernul pe care îl sprijină va face în următorii ani mai multe autostrăzi, porturi și chiar spitale. Cu ce bani însă? Aceasta este întrebarea, o întrebare la care până și lui Liviu Dragnea ar fi greu să răspundă în condițiile în care sunt anunțate deja creșteri masive de pensii. Cu alte cuvinte, investițiile vor trece din nou pe plan secund, mai ales că urmează un an electoral. Șeful PSD s-a lăudat cu proiectele guvernului pe care îl conduce din umbră. Deși în ultimii doi ani investițiile în infrastructură au fost aproape egale cu zero, Dragnea ne promite că lucrurile vor sta altfel. Vom avea autostrăzi, ne spune acesta. Ploiești, Brașov, dar și Târgu Neamț, Iași, Ungheni, ca parte a autostrăzii Iași-Târgu Mureș. Studiu fundamentare pentru autostrada Ploiești-Brașov. Va fi gata, mi-a spus doamna prim-ministru, până la 30 august. Va fi aprobat. Studiul e gata. Realizat de către comisie, guvernul va aproba până cel mai târziu la 30 august. Autostrada Târgu Neamț, Iași, Ungheni. Studiul de fundamentare va fi gata până la sfârșitul anului, iar în primăvara anului viitor se va semna contractul. De asemenea, va exista și autostrada Sudului, care va fi realizată pe traseul București, Alexandria, Craiova, Drobeta, Turnu Severin, Lugoj, Timișoara. Autostrada Sudului, București, Craiova, se înțeapă în Lugoj, Deva. 550 de kilometri până la finalul lunii septembrie, studiul de fundamentare va fi aprobat, șanse mari ca până la sfârșitul anului și aici să se semneze contractul. Liviu Dragnea a mai anunțat că vrea să continue lucrările la canalul Dunăre-București și să fie construite porturi la Glina și Mihăilești. Un proiect de foarte mare importanță, deci într-o primă etapă 75 de kilometri din râul Argeș vor deveni navigabili. Într-o altă etapă, 30 de kilometri din Dâmbovița, portul de pe râul Argeș va fi la Mihăilești, portul de pe Dâmbovița va fi la Glina. Ideile lui Liviu Dragnea sunt însă demontate de specialiști. Este o idee înainte de 1989 și eu nu sunt adeptul gândirii comuniste de atunci. Apreciez că acel port la Dunăre este unul foarte bun din dublă perspectivă. De o parte, apa Dunării poate să mai alimenteze suprafațele de irigație din câmpia română. Putem să mai aducem și noi niște turiști. Observăm că sunt foarte multe capitale la Dunăre din Europa care reprezintă centre turistice și de ce nu poate să fie o sursă de transport mai ieftin pentru bunurile și serviciile produse în București, Ilfov și în județele înconjurătoare. Liviu Dragnea a mai spus că ar urma să fie realizat și un Medical City în București și un aeroport în sudul capitalei. Per total, economiștii sunt de părere că este aproape imposibil ca în viitorul apropiat aceste promisiuni să fie îndeplinite. Toate acele investiții sunt absolut necesare României. Având însă în vedere că încă de vreo 3 ani, de când am avut noul guvern, am avut drept obiective alte investiții și mai grozave, mai multe autostrăzi și ele nu s-au realizat, eu cred că acestea sunt prezentate doar pentru scopuri viitoare de a atrage simpatizanți. Camera de Comerț Americană în România respinge ferm declarațiile liderului PSD Liviu Dragnea, potrivit căruia unele companii străine de la noi ar finanța mișcări precum #Rezist. AmCam consideră că astfel de practici erodează încrederea în climatul investițional și alimentează fenomenul de emigrare. Camera de Comerț Americană în România consideră că acuzațiile lansate la adresa multinaționalilor și angajaților acestora de către Liviu Dragnea sunt tendențioase. Astfel de practici erodează încrederea în climatul investițional și alimentează fenomenul de emigrare, deja resimțit puternic pe piața muncii, mutând în același timp atenția publică de la prioritățile și vulnerabilitățile prezente și viitoare ale României, precizează oficialii Camerei de Comerț Americană în România. Organizația semnalează pericolul unor potențiale abuzuri de putere în relația stat-contribuție
probabil și face apel la încetarea discriminării românilor în funcție de angajator. Astfel de speculații creează un precedent periculos pentru democrația românească, cu accente de intimidare a mișcării civice și a sectorului privat, cu implicații negative la nivelul mediului de afaceri și al imaginii României în plan extern, afectând încrederea partenerilor externi în capacitatea României de a exercita rolul regionale. Reacția asociației vine după ce președintele PSD Liviu Dragnea a declarat că unele companii străine prezente la noi în țară s-ar afla în spatele mișcării Rezist. Finanțează Rezist, finanțează aceste mișcări, îndeamnă proprii angajați să meargă la proteste. Acum e mai slabă mișcarea asta. A fost foarte tare, acum s-au mai potolit. Dragnea a mai susținut că este atacat pentru că nu este de acord cu metodele folosite de companiile străine, prin care acestea nu plătesc toate taxele. Tot un grup de companii mari, un grup, nu toate companiile mari, care au vrut și au și procedat în sensul ăsta ca să aibă activități în România, dar să nu verse la bugetul de stat, să nu plătească la bugetul de stat toate taxele și impozitele, așa cum plătește orice firmă românească. Este vorba de unele multinaționale, este vorba de unele bănci. Camera de Comerț Americană în România reprezintă peste 430 de companii. Facebook pare să țină cu PSD. Postarea ironică a ambasadei Suediei la adresa lui Liviu Dragnea după dezvăluirile privind tentativa de asasinat a dispărut. Ambasada a anunțat că aceasta a fost ștarsă fără vreo explicație. Suedezii au publicat pe pagina de Facebook o scurtă poveste cu tâlc despre 5 conspiratori și o tentativă de asasinat la operă, care s-a întâmplat în realitate de această dată și în urma căreia regele Gustav al III-lea, care a supraviețuit inițial atacului, a murit câteva zile mai târziu. Pentru toți cei care ne întreabă ce s-a întâmplat cu postarea noastră despre istoria regală suedeză și despre asasinarea lui Gustav al III-lea, răspunsul este chiar nu știm. Suntem cu adevărat întristați în legătură cu această chestiune. În prezent analizăm la ceea ce s-ar fi putut întâmpla și vom reveni cu detalii. Se arată într-un mesaj postat pe pagina de Facebook a ambasadei. Mesajul inițial a făcut vâlvă pe internet. Suedezii au povestit episodul istoric al asasinării regelui suedez Gustav al III-lea la un bal mascat în 1792. Întâmplările se aseamănă tangențial cu istorisirea lui Liviu Dragnea, suficient cât să constituie o fină ironie la lipsa de probe din povestea liderului PSD. 5 conspiratori și o tentativă de asasinare la operă, da, s-a întâmplat pe 16 martie 1792, în timpul balului mascat de la Opera Regală din Stockholm, organizat de regele Gustav al III-lea. La scurt timp după ce a ajuns la bal, Gustav al III-lea a fost înconjurat de 5 membri ai aristocrației și împușcat. Regele a murit câteva zile mai târziu din cauza rănilor, precizează ambasada Suediei. Scurtul pasaj certificat istoric prezentat de ambasada Suediei a avut darul să atragă sute de comentarii, multe dintre ele ironice, la adresa scenariului lansat de Liviu Dragnea. Erau plătiți de Soros, și a întrebat unul dintre comentatori, iar ambasada i-a răspuns elegant. Nu există în cărțile de istorie informații că o persoană cu acest nume a finanțat complotul. De altfel, ambasada Suediei a răspuns la multe dintre comentarii, ba chiar a precizat că nu ne-am imaginat că publicul românesc e atât de interesat de istoria regalității suedeze. Nu este pentru prima oară când cei de la ambasada nordică persiflează autoritățile române. Aceiași suedezi au afirmat de-a lungul întregului scandal că plăcuțele de înmatriculare personalizate ale românului care a decis să afișeze un mesaj anti-PSD sunt perfect legale atât în Suedia cât și în România. Evident, valabilitatea acestora este extinsă pe întreg teritoriul Uniunii Europene câtă vreme sunt însoțite de documentele oficiale ale acestora. Anța, o familie a decis să-și organizeze nunta în plină stradă spre disperarea șoferilor și a vecinilor. Locuitorii din zonă au sunat imediat la poliție, deranjați de zgomotul infernal. Nuntașii au plecat într-un final. Organizatorul nunții s-a ales însă cu o amendă de 500 de lei. Nu mai puțin, vă rog. Noi plecăm, voi ce facem? Voi unde mergeți? La restaurant? Evenimentul a avut loc pe strada Bogdan Petricei cu HD-ul din Constanța. Nuntașii s-au distrat ore bune, fără nicio grijă, chiar pe carosabil, blocând circulația. Au dansat și au ascultat muzică spre disperarea locuitorilor din blocurile învecinate, care au început să sune la poliție. Distracția s-a întrerupt însă abia seara, când polițiștii locali au venit și le-au cerut petrecăreților să elibereze zona. Un bărbat în vârstă de 50 de ani, unul dintre părinții mirilor, a fost amendat cu 500 de lei. Probabil că suma era destul de mică, având în vedere că organizase o petrecere cu fast care îl costase o mică avere. Nunta avea să continue într-un restaurant, astfel că invitații nu au făcut mare caz de sosirea poliției.
Sebastian Ghiță nu mai ajunge în România. Curtea de apel din Belgrad a respins definitiv cererea de extrădare înaintată de statul român pe numele fostului deputat. Ar putea fi persecutat în România din cauza opiniilor sale politice. Acesta este argumentul pentru care Curtea de Apel din Belgrad a confirmat refuzul extrădării dat anterior de înalta curte de justiție. Curtea de Apel, având în vedere dispozițiile legii privind asistența juridică internațională în materie penală și în special faptul că prin decizia Ministerului de Interne unui cetățean al României i s-a acordat azil în Republica Serbia pentru pericolul de a fi persecutat în țara de origine din cauza opiniilor sale politice, constată că Ghiță îndeplinește condițiile de azil în Republica Serbia sub formă de adepost, se arată într-un comunicat al magistraților sârbi citat de agenția Danas. Decizia vine după ce în urmă cu o lună înalta curte de justiție din Belgrad a respins cererea autorităților române privind extrădarea fostului deputat tot din aceleași motive. Sebastian Ghiță are însă probleme și în Serbia. El a fost acuzat de intrare ilegală în țară și falsificarea unui pașaport sloven. Asta după ce fostul parlamentar a fost prins în Belgrad pe 13 aprilie 2017, iar la legitimare a prezentat un act de identitate și un permis sloven. A fost arestat atunci, însă a fost eliberat o lună mai târziu după ce a plătit o cauțiune de 200.000 de euro, neavând însă voie să părăsească Belgradul. În România, fostul parlamentar a fost văzut ultima oară în noaptea dinspre 19 spre 20 decembrie 2016, când pleca de la un eveniment organizat de SRI. Veste excelentă pentru școlari și nu puțin la număr. 35.000 de copii din București vor primi un ajutor financiar pentru rechizite. Primăria Capitalei le va oferi 450 de lei pe an elevilor care provin din familii cu venituri reduse. Scopul acestei susțineri financiare este acela de a preveni abandonul școlar. Cei 450 de lei pe an sunt destinați elevilor între 6 și 14 ani din învățământul public sau privat. Din acești bani pe an, părinții pot cumpăra cărți pentru dezvoltarea copiilor, cărți care fac parte din bibliografia obligatorie, dar și manuale școlare, culegeri sau cărți de colorat. Rechizitele și produsele de papetărie se înscriu și ele pe lista de achiziții. Sunt copii, e adevărat, nu atât de mulți ca în alte județe, dar sunt în continuare copii care nu pot merge la școală pentru că părinților nu au bani de rechizite, nu au bani de haine, de alimente. Elevii trebuie să aibă domiciliul stabil în București de cel puțin 6 luni sau reședința de cel puțin jumătate de an pe raza administrativ-teritorială a municipiului București. De asemenea, venitul pe membru de familie trebuie să fie sub 1.900 de lei. Sunt convinsă că acest ajutor este binevenit, iar acești copii au o nouă șansă de a fi educați, iar investiția în sănătate, știți și dumneavoastră că nu este niciodată o cheltuială. De acest ajutor ar putea beneficia circa 35.000 de copii. Impactul bugetar este de aproximativ 3,5 milioane de euro pe an. Ajutorul financiar de 450 de lei pe an a fost aprobat de Consiliul General al Municipiului București la propunerea primarului Gabriela Firea. Graba i-a adus moartea. Vorbim despre un șofer care și-a pierdut viața după ce a încercat să depășească o coloană de mașini. A ajuns însă sub roțile unui utilaj agricol. Șoferul era din Bacău și se grăbea să ajungă acasă, așa că nu a mai ținut cont de nimic. Deși nu avea vizibilitate, iar în fața sa se aflau mai multe mașini, bărbatul a intrat în depășire. O mișcare fatală, utilajul agricol care venea din sens opus a sfărâmat pur și simplu mașina bărbatului. Omul a rămas prins între rămășițele autoturismului, făcut una cu pământul. La fața locului au venit polițiștii, criminaliștii, descarcerarea și un echipaj smurd. 10 de minute au muncit pompierii să-l scoată dintre fiare, însă medicii nu au reușit să-l readucă la viață. Bărbatul a murit din cauza rănilor grave, chiar în timp ce salvatorii încercau să-l scoată din mașină. Cadrele medicale nu au putut decât să constate decesul. Decizie surpriză la echipa națională de fotbal. Selecționerul Cosmin Contra vrea să îl naturalizeze pe superstarul lui Gigi Becali, atacantul Edic Noere. Francezul se află de 3 ani în România și a jucat pentru Dinamo și FCSB. În prezent, acesta este golgheterul roșalbaștilor. Centrarea lui Romario Benzar și... Arlem Noere l-a convins pe Cosmin Contra. Selecționerul a anunțat că este dispus să-l cheme la Naționala României, dar îi pune o singură condiție, să ajungă la 90 de kilograme. Contra a subliniat și cât de rapidă poate fi naturalizarea vârfului de la FCSB. I-am spus bizonului când am fost în Olanda că trebuie să mai dea câteva kilograme jos. Ar trebui să ajungă pe la 90.
ar fi mult mai eficient în acel moment. Apoi e posibil să o aduc la națională. De când a venit în România s-a descurcat fără oscilații, a fost constant în evoluții, atât la Dinamo cât și la FCSB. Nu ar fi o problemă naturalizarea. Noua legislație permite să o facem în câteva luni în regim de urgență, a spus selecționerul României. Contra și NR au lucrat împreună la Dinamo. Antrenorul a ajuns în Ștefan cel Mare imediat după plecarea Bizonului la FCSB. Ajuns la 6 goluri în ultimele 5 meciuri pe care le-a jucat, golgheterul bucureștenilor și al Ligii I din sezonul trecut și-a câștigat un loc special în inima patronului FCSB. Pe Bizon nu-l dau nici măcar pe 50 de milioane de euro, a afirmat Gigi Becali la doar câteva zile după ce spunea că ar accepta să-l cedeze pe NR dacă vreun club interesat de francez ar fi fost dispus să plătească 3 milioane de euro. Au apărut dovezi că actrița italiană Asia Argento a avut legături intime cu un minor. Presa americană a publicat fotografia cu aceasta împreună cu minorul într-o ipostază intimă. Asia Argento este una dintre personalitățile care a inițiat mișcarea Me Too. O nouă fotografie dată acum publicității o arată pe actrița și lidera mișcării Me Too, Asia Argento, cum stă în pat lângă tânărul actor Jimmy Bennett. Cei doi fac un selfie. Cu ceva zile în urmă, publicația The New York Times anunța că a primit o fotografie din 2013 cu ei în pat. La acea vreme, Bennett și Argento ar fi avut 17 și respectiv 37 de ani. În California, vârsta consimțământului este de 18 ani. The New York Times anunța totodată că exact cea care l-a acuzat pe producătorul Harvey Weinstein de viol este aceeași persoană care a fost de acord să-i plătească tânărului Jimmy Bennett 380.000 de dolari după ce actorul a acuzat-o de agresiune sexuală în 2013 la un hotel din California. Argento a negat atunci toate acuzațiile. Sunt profund șocată și rănită să citesc această știre absolut falsă. Nu am avut niciodată o relație sexuală cu Bennett, declara ea pentru Huffington Post. Poliția din Los Angeles a anunțat că va discuta cu actorul Jimmy Bennett pentru a documenta în mod corespunzător orice eventuale acuzații penale. Argento și Bennett au jucat în 2004 în filmul The Heart is Deceitful Above All Things. Bennett a interpretat rolul fiului ei. Este alertă în Japonia, zeci de localități sunt evacuate după ce s-a anunțat că un taifun extrem de puternic se îndreaptă spre partea de vest a țării. Și deja primele rafale de vânt și-au făcut apariția și au spulberat coastele Japoniei. Vremea extrem de rea din Japonia a pus autoritățile locale în alertă. Japonezii se tem de căderea unor alunecări de teren, mai ales în zona afectată de inundațiile din luna iulie. Premierul Shinzo Abe a spus tuturor celor responsabili să rămână vigilenți și să ia toate măsurile necesare. În acest sens, zeci de localități au fost deja evacuate. Mii de familii au fost nevoite să-și părăsească locuințele. Iar cei care nu au fost forțați să plece fac și ei pregătiri înainte de marele taifun. Oamenii au început să se baricadeze, au stivuit saci de nisip în fața caselor pentru a preveni inundațiile care stau să vină. De asemenea, pentru a preveni orice incident, autoritățile au decis ca circulația feroviară să fie întreruptă în unele zone, iar sute de zboruri au fost și ele anulate, majoritatea pe rute interne. Acum o lună, peste 200 de oameni au murit din cauza inundațiilor și alunecărilor de pământ. Mii de case, șosele și poduri au fost distruse în ceea ce japonezii au descris ca fiind una dintre cele mai grave catastrofe naturale înregistrate în ultimele decenii în țara soarelui răsare. Miracol, eroism la vârstă fragedă, instinct de supraviețuire. Le putem pune pe toate la un loc în cazul unui băiețel de 3 ani și a fratelui său mai mic, în vârstă de doar un an, care au supraviețuit în sălbăticie zile la rând de unii singuri. Mama copiilor murise într-un accident de mașină, iar micuții au rămas prinși în autoturism ca într-o capcană. Cel mai mare dintre ei a găsit puterea să plece și să caute ajutor. Atenție, urmează detalii și imagini care vă pot afecta emoțional. Băiețelul de 3 ani a reușit să se desprindă singur din scaunul special din mașină, să iasă din vehicul prin trapă și să urce un deal acoperit de tufișuri. Copilul a fost găsit pe autostrada din Camden, Arkansas. Avea corpul plin de tăieturi și zgârieturi și era extrem de obosit. Autoritățile au intrat imediat în alertă. Ulterior, ofițerii au găsit mașina din care scăpase băiețelul într-o râpă. În autoturism era și frățiorul lui de un an, dar și mama lor. Lisa Holliman avea 25 de ani și murise în urma accidentului.
Tatăl femeii este distrus de pierderea fiicei sale, însă își alină durerea prin bucuria că nepoții îi sunt în viață. I'll never get up, see her no more. I'll never get up, talk to her, you know, laugh with her, Joe. Baby's gone. A fost un adevărat miracol că băieții au supraviețuit mai multe zile fără mâncare sau apă. Încă o lovitură pentru familie a fost când medicul legist a descoperit că Lisa era însărcinată în 4 săptămâni. Nothing short of a miracle. God's blessing that these children were able to survive this accident. Poliția din Arkansas investigează cauza acestui teribil accident de mașină. Revenim în țară, unde vremea rămâne frumoasă și călduroasă în cea mai mare parte a țării. Cerul va fi variabil și mai ales după amiază și seara vor fi înnorări temporar accentuate, averse și descărcări electrice local, în zonele de deal și de munte, în regiunile nord-vestice și centrale, dar izolat și în restul teritoriului. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 26 și 35 de grade Celsius, cu cele mai ridicate valori în Câmpia de Vest. Dar mai multe detalii aflăm chiar acum din rubrica Meteo. La noapte cerul va fi noros în vestul țării, unde sunt așteptate ploi însoțite de descărcări electrice. În nordul și centrul țării, minimele vor fi cuprinse între 14 și 17 grade Celsius. În sudul și estul țării, maximele vor fi de 20 de grade Celsius. Mâine vremea va fi în general frumoasă. După amiază, instabilitatea își va face simțită prezența, vor fi înnorări, averse ce vor avea și caracter torențial și descărcări electrice în zonele montane, în nordul și nord-estul țării. Temperaturile se vor situa între 27 și 31 de grade Celsius. În vestul țării va fi cald, iar temperatura va urca până la pragul caniculei. La Timișoara se vor înregistra 35 de grade Celsius. În capitală cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura minimă va fi de 19 grade. Mâine, în București, vremea va fi frumoasă. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 32 de grade. Și la mare, vremea va fi călduroasă. Cerul va fi senin, iar vântul va sufla slab și moderat, iar temperatura maximă va fi de 28 de grade. Temperatura apei mării va avea valori de 26-27 de grade. La munte, în schimb, vremea va fi instabilă, iar pe arii restrânse sunt așteptate ploi însoțite de descărcări electrice. În masivul Ceahlău se vor înregistra 17 grade Celsius, iar în Poiana Brașov vor fi 23 de grade Celsius. Sinteza celor mai importante subiecte ale zilei a ajuns la final. Eu sunt Aneta Sângiorzan, vă mulțumesc foarte mult pentru atenție. Pe B1 TV la fix începe Dosar de Politician cu Silviu Mănăstire. Ne revedem la ora 23, vă aștept!